Eu m-am dus și Joe Carp a zis: ia uitați-vă la ceame, i-au pus creierii la loc în cap și am râs. Că așa se întâmplă. Eu zic ceva caragios și ei râd de mine că-s prietenii mei și mă iubesc. Și îmi place asta când fac. Și pe aia l-am întrebat pe Joe Carp, celălalt coleg. El cum a învățat să citească? Și a spus: hai mă, Charlie, ce te chinui tu să citești când nu poți? Și am râs că îmi place când fac așa. Sunt prietenii mei buni și mă iubesc foarte mult toți. Și după am fost la bar și am băut niște whisky. Și am lansat pe masă cu un abajur pe cap și toată lumea s-a distrat. Algernon! Hai, nu ești aici. Algernon! Eu am învățat să citesc. Da? Am stat cu doamna Kinigan, am luat o carte și am învățat să citesc. Eu cred că dacă am învățat să citesc, e bine. Da, e foarte bine. Astăzi a terminat Robinson Crusoe. Eu vreau să știu ce s-a mai întâmplat cu el, dar doamna Kinigan zice că asta e tot. De ce e asta tot? Eu vreau să știu, sigur am mai făcut el ceva cu vineri. Nu prea știu ce înseamnă asta, dar... Nu contează. Astăzi a venit doamna Kinigan. Evident m-a întrebat: ce mai faci? Cum? Ce se mai întâmplă cu tine? Probabil au pus-o doctorii. Nu vine nici dracu din Massachusetts până în New York așa degeaba. Și eu am întrebat urmă. Și toată viața e mult mai bună acum. Știu că am fost deștept și nu mai știu de ce am fost deștept. Dar eu tot o să încerc. O să mă pun la birou și o să citesc. Știu că nu mai am voie la bică, dar asta nu contează. Rămas bun, toată lumea. Domnul doctor Nemur, domnul... Toată lumea, fei... peste. Domnul doctor Nemur, dacă mai face cineva glume de dumneavoastră, să nu vă supărați. E ușor să ai prieteni când lași lumea să facă glume de tine. Eu să am mulți prieteni acolo unde mă duc. Și... astea-s niște flori. Dacă treceți pe la mormântul lui Algernon, să-i le puneți pe mormânt. Astea-s...